Doi sportivi care reprezintă Lituania vin în noul sezon cu programe extrem de dinamice și vom începe programul scurt al dansatorilor în ritmuri de samba, apoi de merengue și vom asculta, după cum au anunțat, glasul Shakirei. Ce viteză au avut la twizzle-uri. Și excelent. Foarte bună sincronizarea. Vezi cum este foarte multă zăpadă la un moment dat și nu e bine când sare prea multă gheață. Iată diferența între ce am văzut puțin mai devreme și acest cuplu de dansatori. În primul rând, ne uimește viteza cu care se alunecă. Asta ar fi prima mare diferență. Apoi, categoric. Pașii sunt mult mai dificili cu cât viteza este mai mare. Și atunci, un cuplu care panează mai încet, sunt mai nesiguri pe pașii lor și atunci e obligatoriu să reducă viteza. Vezi ce atenție dau la aceste muchii. Să fie foarte clare, interior, exterior. Cercul de pași. Isabela și Davida sunt într-o formă de zile mari la debutul sezonului 2011-2012 și ritmurile i-au ajutat categoric, dar și experiența, calitățile lor extraordinare și mai presus de toate aș aminti de celebrul cuplu de antrenori Igor Spilban și Marina Zueva, care au știut să le exploateze acest potențial. Oricum sunt la început, nu ei nu sunt împreună decât de un an și un pic. Și totuși în dans ai nevoie de câțiva ani buni să-ți cunoști bine partenera și partenerul, că trebuie să te simți până la urmă, nu trebuie să simți ce face celălalt cu ochii închiși aproape. Ei, și asta ia timp, nu se poate face într-un sezon, ei sunt pe drumul cel bun și cred că vor încerca să-i ajungă sau să egaleze rezultatelor mai faimoșilor lor compatrioți care s-au lăsat de ceva vreme și au trecut la profesionism. Mă uitam la Isabela, cât de degajată a fost pe gheață și cât de bine s-a mișcat în aceste ritmuri. Poate și pentru background-ul ei extraordinar, să nu uităm, 7 ani de zile a făcut parte din corpul de balet al școlii americane, Academia Americană de Balet și Dans.
Foarte bun programul lituanienilor, categoric. Iarăși vedem foarte clar interioarele la întoarceri, se spune că patinatorii de dans au cel mai curat, cel mai tehnic patinaj când vine vorba de acele întoarceri de bază. Și este adevărat. Secvența de pași în cerc, care partenerii nu au voie să se atingă. Vedem cei doi sunt flancați de celebrul cuplu de antrenori. 51,83 de puncte pentru cei doi lituanieni. Și bineînțeles că vor prelua șefia clasamentului cu acest punctaj.